Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela cu o nouă etalare pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendentul nord, în berbec, etalare pentru aproximativ februarie. Poate deja se manifestă, poate se va manifesta după februarie, nu știu la cât timp, dar se va manifesta într-un anumit timp. Vedeți că etalările o să fie valabile și 6 luni și poate chiar și un an de zile. Și verificați asta ascultând detaliile la alegere, poate chiar și pe zodii din urmă și să vedeți ce s-a manifestat. În timp ce am amestecat aceste cărți, a venit ritual. Bizonul 35 înseamnă 8 transformare și 2 secrete. Este o situație secretă, posibil cu a 8 mă duce cu gândul și la o chestiune cu aspecte sexuale sau financiare, pentru că e casa a 8 a scorpionului 8. Sex, bani, moarte și renaștere. Ceva trebuie să moară ca să se transforme. Poate o relație trebuie să se, din cauza secretelor sau altor chestiuni, trebuie să moară ca să vă transformați, voi sau cealaltă persoană. Nu știu pentru cine, dacă e vorba despre voi sau persoana cu care relaționați. Sau cineva din preajma voastră. Interesant, 22. Ia uite, din această transformare vi se deschide un nou portal. Noi posibilități. Interesant ce apare. Apare un soi de responsabilitate, dar țapul e spășitor. Cineva încearcă să... Va trebui să suporte consecințele. Aud. Așa, bine aud. Nu aud ca la schizo, da? E altfel de... Când spunem aud, e altceva. Acum, haideți să vedem. Energia pe care ar trebui să o aveți voi în această perioadă. Au venit două cărți. Puterea. 11 și 12, interesant. Dar poate totuși energie feminină. Energie feminină care are puterea de a transforma mediul în care stă. Ori voi aveți a face cu o energie feminină foarte înaltă. Foarte înaltă, foarte puternică. Are puterea de manifestare, repet. De schimbare. Opa, wow! Wow! Unii dintre voi aveți de a face sau... Eu știu, cât sunteți pe cale să creșteți spiritual foarte mult în această perioadă și să ascensionați. Dar în ce sens văd această ascensiune către... Eu aici văd noul pământ pentru unii dintre voi. Aveți vise cu casa 12 a peștilor. Spânzuratul, de fapt, interesant, da. Aveți vise, vă conectați prin vise, da? Luna plină, aveți grijă la luna plină, ce visați, interesant, că urmează să fie luna plină. În această lună plină, probabil că veți primi putere, veți primi putere de la niște ființe celeste, de niște spirite, poate chiar totemurile voastre. Căutați cerbul Liliacul, Liliacul care vede în întuneric, care își găsește... Are, cum să exprim, calități de ecolocație, își găsește direcția în condiții în care alții nu văd, apropo de ascensiune și, wow, ce mesaje foarte puternice, încep să văd niște chestii foarte ciudate, dincolo de lumea aceasta cu care, Matrix-ul cu care v-ați obișnuit și unii dintre voi încă așteptați mesaje din Matrix, dar se pare că, ia uite, 44, adevărul. Trebuie să descoperiți adevărul. 41 și 44. Știm că 4 e numărul împăratului, dar 41 e 5, înseamnă schimbare. Aveți pe cineva în preajma voastră care vă susține în această posibil perioadă de întuneric, dar, repet, foarte necesar în care voi, repet, trebuie să vă conectați la alte energii, să ieșiți, să descoperiți. Aici este Pluto, este Anubis, iar căutați un pic despre Anubis. 44, 11 numere foarte puternice. 44 iar ține de 8 de moarte, de renaștere, de transformare, de investigare profundă a unor lucruri și nu mă refer musai de spionaj, cât de a înțelege lucruri. De ce trebuie să vă despărțiți să vă despărțiți de cineva? Dau un exemplu. Pentru că aveți o altă cale, aveți alte lucruri de manifestat, nu țineți mai mult decât e cazul. La ce nu trebuie. Și cu alte cuvinte, despărțiți-vă în termeni abiabili din punctul meu de vedere. Cavalerul de monede ține de o construcție pas cu pas a unei situații.
Dar hai să mai amestec o dată. Văd regele de spade, gândiți-vă. Gândiți-vă la suflete perechi. Gândiți-vă ce înseamnă căsătoria, ce înseamnă relația și ce înseamnă sufletele perechi. E o mare diferență. Gândiți-vă. Faceți diferență. Și eventual spuneți când găsiți niște informații care merită transmise mai departe, că nu tot trebuie transmis mai departe, da? Unii nu sunt pregătiți să ne audă. Sau poate veți primi, iar variază, dar... Hai să vedem. Berbec. Soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în berbec. Conflicte, certuri, argumente, din ce motive, voi știți. Iau temperatul, că vorbeam de el, ia uite, vorbesc de lup și lupul la ușă, nu? Conflicte pentru stabilitate, pentru a menține autoritatea, controlul, posibil cineva, energie masculină, bărbat, femeie, nu contează. Că și femeile care sunt în zodia berbecului sunt marțiene, măi, nu de pe Marte, dragii mei, sunt mai combative, sunt mai... Dar, repet, conectați-vă la ceva, pentru că dacă vreți să ieșiți din Matrix, că de fapt 4 ține de Matrix, de sistem, de control, trebuie să vă descoperiți puterea. Eventual, poate, conectându-vă la cineva, poate stând de vorbă cu cineva, o persoană cu altă vibrație, înțelegeți lucrurile. Hai, o dată, de două ori, de trei ori. Berbecuți și berbecuțe. Plângeți? Nu mai plângeți. Și dacă plânge altcineva... Uite, asul de cupe. Plângeți pentru o dragoste sau pentru dragostea altcuiva, pentru altcineva, nu știu. Sper să nu plângeți că cineva iubește. Nu, sper să învățați. Poate vă e dor de dragoste, poate vă e dor de vindecare, poate vă doriți undeva în sinea voastră dragoste adevărată. Vedem ce alte mesaje mai vin. Dar, repet, dacă vă conectați la acea energie înaltă, puteți să o manifestați, nu fiind în control. Parcă a mai apărut marele preot și luna trecută, bine, jumătatea lunii, cum a fost, 3 de monede, luna... 10 debute apărut, mi-aduc aminte, deși în general uit trei talele, dar știu că am văzut 10 debute la voi. 9 debute, hai 5 și 10 de monede. Posibil. Iar cineva, nu știu dacă sunteți voi sau persoana cu care aveți de-a face, țineți foarte mult la o căsătorie, țineți la o moștenire, țineți la niște tradiții. Tot încercați să stați acolo. Pentru ce? Pentru o comoară, pentru bani, pentru, ca așa zice lumea, tot vă implicați mai mult decât e cazul până la epuizare. 10 de bâte, 9 de bâte și 10 de monede. Dacă nu sunteți voi, e cealaltă persoană. Posibil. Nu știu, cineva din preajma voastră. Dar, repet, aceste italări sunt ca să vi se confirme și ca să primiți niște răspunsuri la întrebări. Este o frică cu luna, asta simt. O frică de a renunța la această familie, la bani, la job-ul pe care l-aveți, care vă aduce pe posibil bani, dar pentru care trebuie să munciți, să stați în picioare, no matter what. Unii dintre voi, vedeți că etalările sunt, nu uitați că sunt colective, nu sunt personale. Oricum este o frică de a renunța, văd, în condițiile în care ați putea să construiți altceva. Trei de monede, am început de fapt cu trei de monede. Dar mi-a atras atenția această încrâncenare. Aud ca și cuvânt, încrâncenare. Ascultați-vă intuiția cu luna, iar vă lună plină, ascultați-vă intuiția și învățați la 12 să lăsați energiile să curgă prin voi, să vă conectați la alte vibrații mai înalte care vă pot inspira și vă pot ajuta să vă reconstruiți în orice situație. Nu trebuie să țineți de acea familie, de acea moștenire, de acel job, de acea căsătorie, de acea relație de lungă durată. Nu trebuie să țineți la ea. Vor fi întotdeauna alte oportunități. N-a venit asul deocamdată, nu a venit. Dar ia să folosești aceste de cărți, totuși.
pentru clarificări. Ba nu. Asta o să-l folosesc. Nu. Merg în continuare cu acest set de cărți. La capătul setului de cărți, 10 de cupe, 6 de monede și regina de monede. Ia uite. Steaua și turnul. E o trezire, e o dragoste. E o dragoste care trezește la viață, trezește la vindecare pe cineva. Dar mai sunt niște responsabilități cu regina de monede și 6 și 10 de monede și 6 de monede. Responsabilități financiare pentru o mamă sau ca și mamă față de copiii voștri sau în afacerea voastră. Dacă aveți o afacere, regina de monede are afacerea sa. Vedeți cum luați mesajul. Sunt responsabilități financiare, chestiuni care țin, repet, de Matrix. Dar apare o dragoste care vă ajută să visați, să vă conectați la alte lucruri. Dar, dragii mei, această dragoste care vine ca un trăsnet și vă arată o nouă cale, vă arată misiunea voastră, repet, dărâmă Matrix-ul în care stați. E frumoasă, e puternică, dar nu e confortabilă, știți? Da, apare și 3 de monede, dorința, însă poate avertizarea că vă puteți reconstrui. Sunteți puternici, sunteți puternici și nu doar voi. Toți suntem puternici dacă vrem să fim. Clarificăm. 3 de monede. Ia uite, regina de cupe. Luna. Moarte. Pești, rac, scorpion avem aici. Deocamdată, ceva capricorn, semn de foc, ați putea să fiți voi. Ați putea să fiți voi. Chema să manifestați ceva nou. Ia uite. Se dărâmă o căsnicie, 10 de cupe cu turnul, posibil. Dar se dărâmă ca să vedeți alte oportunități, ca să ajungeți la stea, să vă atingeți misiunea, să vă vindecați și să înțelegeți multe alte lucruri. Le veți vedea pe parcurs, la un moment dat, cândva. Clarificăm 10 de vute. Ia uite, conflicte, prea multe conflicte. 5 de spade, mine, hai să... 9 de vute. A apărut la un moment dat, nu știu unde să pun 4 de spade, 5 de spade. Probabil aveți de-a face cu un personaj pasiv și celălalt este foarte agresiv. Dar, în fine, 9 de vute. 9 de bute, 7 de bute, 2 cărți, vedeți, și am, mai, deci, repet, 7 de bute, 9 de bute, parcă le-am văzut și în ianuarie, la jumate, când am făcut eu etalare și m-am hotărât să continui totuși cu zodiile. E o chestie de granițe personale. Granițe personale. La capătul setului de cărți, iau-te, eremitul, 5 de monede. Trebuie să înțelegeți, să vă însingurați un pic sau să înțelegeți de ce alții v-au părăsit, de ce v-ați simțit părăsiți, de ce vă e frică să fiți părăsiți. Să înțelegeți. Eremitul înțelege. Ca să nu mai experimentați, să nu stați cu frica asta de abandon a unora, ce știu. Și când zic de frică de abandon, nu zic musa, știu? Sunt persoane divorțate, dar care țin în continuare tot la tradiții, dar într-o altă formă. Într-o altă formă. Încă n-au înțeles flexibilitatea emoțională, energetică, spirituală. Încă n-au înțeles. De-aia urmează să vă transformați. Poate luna aceasta plină vă va transforma. Să sperăm. Vă va ajuta să vă transformați. Ia, 10 de monede. Berbecuți și berbecuțe. Aproximativ, soare, lună, venus, ascendent, nodul nord în berbec. 10 de monede. Ioi.
faetonul și îndrăgostiți invers. Pentru unii posibil, la locul de muncă, posibil, nu pentru toată lumea, la locul de muncă, 3 de monede, să apară un personaj care vă cheamă, iar e trăsnet, vă cheamă să vă înțelege sufletul, că o fi dragoste, că o fi altceva, dar vă cheamă să vă înțelege sufletul. Îmi place în setul ăsta de cărți singura regina de cupe cu trăsnetul în spate și am văzut și turnul. Poate să fie o dragoste trăsnet sau capacitatea cuiva de a empatiza foarte puternic, să vă arate, băi, lasă sufletul să se deschidă. Și mi-aduc aminte acum de un citat din Rumi. O să-l caut, să-l atașez la notă, la sub video, să-l citiți exact, dar spune cam așa, trebuie să îți crapi inima, trebuie să suferi ca să pătrundă lumina, apropo de turn, de stea, să pătrundă lumina, adevărul, vindecarea. Și în acest context, 3 de monede îl văd ca pe cineva care dislocă o monedă. Și rămân două. Adică, ce fac? Trebuie să aleg. Sunt momente importante în aceste vremuri. Trebuie să aleg dragostea sau banii, sufletul sau banii. Niște secrete. Niște frici, frica de moarte, interesant, apropo, a unora, frica de transformare, că de fapt transformarea vine cu multă durere. Și rezistența altcuiva, 10 de bâte, 5 de spade și 4 de spade. Sunt conflicte, sunt discuții, este un ego imens. Cineva vrea cu orice chip să câștige o bătălie. Unul am senzația că deja e pe cale să renunțe, dar celălalt tot presează, tot împinge, tot mai spune câte un cuvânt mai. Dar, repet, trebuie să învățați să puneți granițe. Dacă cineva vă blochează, învățați din lecția aia. Decât să-i acuzați, mai bine ați învăța. Spun, pentru că sunt berbe și berbecuță, da? Ia uite că m-a blocat. Ok, te-a blocat, nu ești nici prima, nici singura persoană de lumea asta care ești blocată într-o relație, într-o comunicare, într-o situație, da? Învață, înțelege că e 7 și e numărul acestui an, 7, înțelege de ce trebuie. Dincolo de aceste blocaje, ocupă-te de sufletul tău pe care trebuie să-l aperi și să-l reconstruiești. Construcția sufletului tău, apropo de 3 de monede și regina de cupe. Apropo de putere și de amabilitate. Amabilitate la regina de cupe, clar. Eventual și puterea de a transforma, de a trezi și de a transforma. Iar puterea. Și interesant, a apărut căprioara și 3 de monede este semnul Capricornului. Și nu vorbesc de zodii musai, cât de poziții planetare, eventual, și de... Am simțit acum ceva. Ar putea să fie casa carierei, că e Capricornul, casa 10-a. Dorința de putere. În contracte. Contractele pe care le aveți la locul de muncă a cuiva. Nu. Dislocă. Ieși din acest matrix. Ieși din acest matrix și pregătește sufletul. Transformă-te, pentru că vin vremuri în care lucrurile la care ții, și vorbesc pentru toți cei care ascultați, nu mă interesează acum, că vine informația la zodia berbecului, dar cu siguranță nu e doar pentru berbec, e pentru toți cei care ascultă. Vin vremuri în care lucrurile la care ați ținut nu mai contează. Și o să vorbesc în curând despre lucrurile astea și din altă perspectivă, dar...
10 de monede a fost clarificat de faeton și de îndrăgostiții invers. Aș vrea totuși îndrăgostiții ăștia să-i mai clarific. De ce au venit invers? Pentru că înseamnă că cineva deja a ales. Dar ce a ales exact? Hai să mai vedem să ni se confirme. Nu știu ce exact, cum o să primiți acest mesaj, dacă e al vostru sau e al persoanei cu care aveți de-a face, dar cineva blochează adevărul. Cineva blochează, interesant, 2 de spade și 12 și spânzuratul. Blochează un adevăr care vine pe cale subtilă, care vine prin renunțarea la niște lucruri. Însă, cineva renunță la o dragoste pentru 5 de monede pentru mine, mergem spre 4 de monede. Și 4 de monede este, iar am vorbit de 4 încă de la început, e prea încăpățânat. Sper să nu fiți voi. Sper să nu fiți voi. Cu alte cuvinte, dacă a fost o dragoste, dacă a fost ceva posibil, cineva să renunțe la dragoste pentru stabilitate. 4 de monede vrea stabilitate. Pentru că e frică de sărăcie. 5 de monede e sărăcie. E frică, da. Eu asta simt, asta transmit. Și atunci, mai bine ține de această comoară. 10 de monede. Dar e așa încrâncenată. Nu știu pentru cine este. Voi știți, dar sper să fie cealaltă persoană. Și să nu fiți voi să îndrăzniți schimbarea emoțională, spirituală. Da? Și să vă reconstruiți emoțional alături de cineva care are lumină, care are empatie, care vă susține. Sunt mesaje și mesaje. Luați-le. Oricum, vedeți, v-am zis, sunt mesaje care n-au nicio legătură musai doar cu zodia, cât așa, în general, cu vremurile. Că știți că cel puțin aici pe canalul meu încerc să nu mă limitez doar la mesaje. Ia uite, Union of Hearts, interesant. Dați-vă șansă la dragoste. Fiți amabili, interesant. Kindness și kindness de două ori. Fiți amabili. Și consideră fundația pusă. Știți ce simt apropo? Exact, de lumea nouă. Puneți fundație în lumea nouă. Acolo poate vă veți întâlni cu personajul sau până să se întâmple ascensiunea. Sau până să, așa, să vă bucurați de acel moment. Care pare iluziorul cu 10 de cupe pe care l-am văzut mai devreme. Dar dacă vă documentați, veți înțelege că nu e chiar o iluzie. Manifestați Union of Hearts, uniunea cu sufletul pereche. N-a apărut 2 de cupe, da? Și marele preot. Meditați. Ce contează până la urmă? Ce contează? Și considerați fundația pusă. Se pun fundațiile acestei uniuni într-o anumită formă. A voastră, a persoanei cu care aveți de-a face. Și dacă nu e a voastră și e persoana cu care aveți de-a face, învățați din ce experimentează ei. Nu vă încrâncenați să acuzați. La capătul setului de cărți, concentrați-vă pe dragoste. Da? Dragoste. Regina de cupe. Construiți-vă sufletul. Dizlocați ce vă ține în acea încrâncenare. Ambiție. Dar e o ambiție pe niște coordonate învechite. Expirate. Aveți încredere în norocul vostru. Chiar dacă trebuie să vă separați de cineva, chiar dacă veți avea niște probleme financiare în cazul în care vă despărțiți de cineva sau trebuie să transformați ceva în viața voastră, că moartea nu e
o arcană așa de confortabilă, moarte și renaștere. Și intrați în puterea voastră apărut, iar puterea. Și nu vorbesc de puterea aceea marțiană de foc, este o putere mentală, emoțională, spirituală. Bine, apare interesant, apare și focul, apare și berbecul, primul pătrar de lună din berbec. Dar și săgetător, și leu. Aveți de strălucit, dar repet, nu este o strălucire egotică, ci altfel de lumină. Reascultați începutul, care are legătură. Cam atât, sper că v-a plăcut, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup. Numai bine, ceau, ceau!